Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Astăzi se împlinesc 83 de ani de la primul val de deportări sovietice din Basarabia și nordul Bucovinei. Intelectualitatea, gospodarii și preoțimea au fost duși în cele mai îndepărtate regiuni ale fostei Uniuni Sovietice. Tragedia deportărilor este tragedia poporului nostru, a spus președinta Maia Sandu în mesajul de comemorare transmis victimelor primului val al deportărilor staliniste. Tinerii specialiști din domeniul medicinei și farmaciei vor beneficia de indemnizații majorate și compensații din bugetul de stat. Prevederile se conțin în proiectul de modificare a legii ocrotirii sănătății votat de Parlament în prima lectură. Cel puțin 9 persoane au fost ucise și 32 rănite miercuri într-un atac al rușilor asupra orașului Krivoi Rog, orașul natal al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Astăzi se împlinesc 83 de ani de la primul val de deportări sovietice din Basarabia și nordul Bucovinei. Potrivit istoricilor, oamenii cei mai înstăriți, preoțimea, intelectualitatea, dar și cei care erau percepuți ca o amenințare la adresa regimului, au fost duși în cele mai îndepărtate regiuni ale fostei Uniuni Sovietice. Oamenii care au supraviețuit deportărilor au povestit prin ce calvar au trecut. Foamea și nesomnul erau primele torturi cu care noi eram chinuiți. Afară de asta, pe lângă regimul intern a închisorii care era prescris nu se poate cu tare, nu se poate cu tare, nu se poate cu tare, după tine se observa special ce dorești tu. Și anume ce dorești tu îți era interzis. Un om robust, așa, chilug, ninant, vezi că așa este. Vezi că am căzut jos, că vezi că eram, nu puneam mâinile în cătușe dinainte, vezi că, dar le punea aici. Da, și când te lovea, păi zicea, aaa, ce ești slab. M-a lovit cu patul, revolverul așa, sigur, sângele. Nu pot să mă șterg, mâine de acolo, curi, curi și se îngheagă, se încheagă aici. Și gata, desfigurată gura, cred cu gura a căscat ca să tragă aier. Nu pot să-i răspund, și atunci mă lua de cap, deci mă băgă capul într-un butoi cu apă, cădea totul asta și iară, m-a lovit la maxilar cu asta, că o sărit dinții sau a zis că a fost cască și am înghițit dinții acolo. Când ajungem la Strășani, văd că intră doi tot, iar acolo în avortiment și ala și că dumneata ești spinei așa, zic da eu. Și haideți, hai cu noi. Și pe dumneata te-au văzut dată câteva zile în urmă pe nouă de asta. Ce căutai tu acolo? După un an în care, imediat după instaurarea ocupației sovietice, aproximativ 100.000 de persoane au fost trimise la muncă forțată în regiuni îndepărtate ale Siberiei, în iunie 1941 autoritățile sovietice au trecut la acțiuni mai dure de luptă împotriva așa numiților dușmani ai poporului, deportările. Proprietatea privată a fost scoasă în afara legii și are loc organizarea colhozurilor. Deportările care au țintit, în special populația intelectuală, au avut rolul de a distruge coloana vertebrală a poporului, dar și identitatea românească a populației din teritoriile ocupate, ca mai apoi să-i determine pe cei rămași acasă să accepte mai ușor colectivizarea și expropierea de bunuri, potrivit istoricilor. Datele oficiale arată că aproximativ 70.000 de români basarabeni au fost rămutați cu forța în Siberia și Kazahstanul de Nord în cele trei valuri de deportări. Potrivit istoricului Ion Vart, această cifră ar fi însă cu mult mai mare. Informațiile oficiale arată că în noaptea de 12 spre 13 iunie, în primul val de deportări, 25.000 de persoane au fost deportate. Au urmat alte două valuri în 1949 și 1951, în urma cărora au avut de suferit alte aproape 40.000 de persoane. Tragedia deportărilor este tragedia poporului nostru, a spus președinta Maia Sandu în mesajul de comemorare transmis victimelor primului val al deportărilor staliniste. Șefa statului a menționat că în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, regimul sovietic a scos mii de familii din casele lor, le-a urcat în trenuri marfare și le-a trimis departe de casă.
Primar, preoți, învățători, fruntași, agricole, cei mai buni oameni din comunitățile noastre au fost numiți dușmani de clasă. Multe familii au fost separate la îmbarcare, femeile și copiii au fost despărțite de soți și tați, iar o parte dintre ei nu s-au regăsit niciodată. Aproximativ 30-40 de mii de persoane au fost deportate din Basarabia în iunie 1941. Șeful statului a mai precizat că după război, sovieticii au continuat deportările și au încercat să ne ia tradițiile, valorile și credința. Au închis biserici și mănăstiri, transformându-le în grajduri, cluburi sportive sau spitale pentru alienați, iar bunurile oamenilor au fost confiscate pe nedrept, susține președinta. Avem datoria să păstrăm vie memoria nedreptății prin care au trecut bunicii și străbunicii noștri, să le onorăm demnitatea umană care i-a ajutat să țină minte cine sunt și de unde se trag, chiar și în condiții inumane la capătul lumii. Să reținem lecția trecutului, respingând ferm orice impulsuri totalitare pe pământul nostru și să educăm generația tânără în spiritul libertății și democrației, care îi vor pregăti pentru o viață în pace și prosperitate în Moldova europeană, partea lumii libere. Astfel vom respecta și vom onora sacrificiul străbunilor, dar și vom asigura copiilor Moldovei un viitor în care ei nu vor fi scoși din case, urcați în trenuri de vite și deportați pentru simplul fapt că își duc onest traiul în casa și țara lor. Deputații au păstrat un minut de reculegere în ședința plenară în memoria victimelor primului val al deportărilor staliniste. Memoria acelor vremuri este crucială. Trebuie să nu uităm și să vorbim despre acele vremuri, mai ales când un nou război demarat de Kremlin încearcă să recroiască din nou frontierele. Speakerul a venit cu rugămintea către toți moldovenii să viziteze expoziția Moldova Sovietică între mituri și gulag, organizată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, la care sunt prezentate aproximativ 600 de exponate, fotografii, scrisori din lagărele sovietice, obiecte care au aparținut deportaților și deținuților politici. Expoziția este un omagiu adus celor care au trecut prin gulagul sovietic, dar și o piedică sigură în calea uitării crimelor comise de către regimul totalitar comunist. Un grup de 57 de profesori de limba română din UTA Găgăuzia, raionul Taraclia și municipiul Bălț pleacă în România pentru a urma un curs intensiv de formare profesională. Acțiunea este organizată la inițiativa Ministerului Educației și Cercetării și Ambasadei României la Chișinău. Cursurile de limba română se vor desfășura în perioada 16 iunie-10 iulie la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Transilvania din Brașov. Acest este primul grup didactic care va beneficia de instruire în cadrul acestui proiect. În cursul verii, alte două grupuri vor merge la cursuri de perfecționare organizate în România, a menționat ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu. Astfel, la mijlocul lunii iulie, alți 50 de profesori vor avea posibilitatea să-și perfecționeze competențele lingvistice în România. Este un proiect foarte drag ambasadei, care a pornit din ambasadă în urma vizitelor pe care le-am efectuat în diverse școli din Republica Moldova și discuții cu profesorii și cu directorii acestor școli, cunoscând astfel nevoia care există de a vă perfecționa până la urmă în domeniul în care lucrați dumneavoastră. Că lucrăm la începerea unui nou proiect, sprijinit foarte generos de Ministerul Educației de la București, care să se adreseze nu doar profesorilor de limbă și literatură română, ci și profesorilor care predau alte materii în limba română sau care doresc să predea alte materii în limba română. Ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Dan Perciun, și-a exprimat speranța că proiectul va deveni unul permanent, iar lista universităților române se va extinde. Ne bucurăm că interesul pentru limba română crește în regiunile compact populate de minoritățile etnice. Inclusiv, Programul Național pentru Studierea Limbii Române pentru Adulți, lansat de Ministerul Educației și Cercetării, a arătat un interes sporit, mai ales printre etnicii găgăuzi și bulgari. Susținerea și investiția în educație prin profesorii de limbă și literatura română demonstrează o înțelegere a importanței culturii și a limbii în formarea generațiilor viitoare, a spus profesoara de limba și literatura română la Liceul Teoretic Tvardița din raionul Taraclia, Sofia Cuneva, beneficiara proiectului. Prin organizarea acestor cursuri ne-ați arătat că apreciați munca noastră și că sunteți alături de noi în efortul nostru de a transmite mai departe dragoste pentru limba română și
cultură națională. Doresc să exprim speranță că aceste cursuri vor deveni cu adevărat o tradiție și că vom avea în continuare parte de susținere necesară pentru a dezvolta un sistem educațional de calitate. În sistemul educațional al Republicii Moldova sunt încadrați circa 900 de profesori de limba română care predau în 255 de școli alolingve. Tinerii specialiști din domeniul medicinii și farmaciei vor beneficia de indemnizații majorate și compensații din bugetul de stat. Totodată, lucrătorii medico-sanitari și farmaceutici care au domiciliul aflat în afara localității unde activează vor beneficia de compensarea cheltuielilor pentru naveta. Prevederile se conțin în proiectul de modificare a legii ocrotirii sănătății votat de Parlament în prima lectură. Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că noile prevederi au drept scop atragerea și menținerea în sistemul medical a tinerilor specialiști, îndeosebe în zonele rurale. Resursele umane din sănătate constituie unul din componentele fundamentale ale sistemului, fără de care acordarea asistenței medicale și accesul la servicii de sănătate, funcționarea instituțiilor medicale și a sistemului național de sănătate întregime nu pot fi realizate. În unele spitale raionale se atestă o neacoperire cu medici de circa 30% și acestea sunt, de exemplu, Cantemiru, care are o asigurare cu 68%, Făleș 69%, Hâncești 70%, Rizina 72%, Ștefan Vodă 74%, Taraclia 76%. Conform datelor statistice, în anul 2022, în sistemul ocrotirii sănătății din țară, activau circa 12.600 de medici și 23.687 de personal medical cu studii medii. Un deficit mare de specialiști se înregistrează la specialitățile medicină de familie, anestezie și terapie intensivă, radiologie și imagistică medicală, medicină internă, medicină de urgență, cardiologie și pediatrie. Proiectul de modificare a legii ocrotirii sănătății urmează să fie aprobat și în lectură finală. Proiectul de lege care prevede revizuirea hărții judiciare a fost votat în lectură finală. Ca urmare, curțile de apel vor fi organizate astfel. Curtea de apel Centru cu sediul la Chișinău, Curtea de apel Nord la Bălți, Curtea de apel Sud care va avea sediul central la Cahul și sediul secundar Comrat. Potrivit proiectului, judecătorii și angajații din sediile redistribuite către alte instanțe își vor continua activitatea la locul actual de muncă. Singura deosebire este că, din punct de vedere administrativ, se va considera că activează în alte judecătorii. Scopul proiectului este reorganizarea eficientă a instanțelor de judecată, îmbunătățirea calității actului de justiție și sporirea eficienței instanțelor de judecată, asigurarea utilizării cât mai raționale a fondurilor publice alocate instanțelor judecătorești, asigurarea repartizării uniforme volumului de lucru între judecătorii. A menționat Veronica Roșca, președinta Comisiei Parlamentare Juridică, Numiri și Imunități. Proiectul mai propune ca din numărul total de 15 judecători să rămână 14. Totodată, deputatul Artemie Cătănoi a propus un amendament care prevede că sediul Bender Varnița își va continua activitatea până la 31 decembrie 2030 pentru a facilita accesul la justiție al cetățenilor din stânga Nistrului. Potrivit datelor statistice prezentate de autorități, în anul 2023 instanțele naționale au avut în procedură 353.201 dosare. Cele mai multe dintre ele, 122.846, au fost la judecătoria Chișinău, iar cel mai mic volum de lucru la nivelul instanțelor judecătorești de nivelul 1 a fost înregistrat la Crivuleni și Anenii Noi. În cazul curților de apel, cel mai mic număr de dosare a fost înregistrat la Curtea de Apel Comrat. Continuăm cu știri externe. Cel puțin 9 persoane au fost ucise și 32 au fost rănite miercuri într-un atac al rușilor asupra orașului Crivoi Rog, orașul natal al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, care a cerut Occidentului să livreze mai multe sisteme antiaeriene. 5 dintre răniți sunt copii, a transmis pe Telegram ministrul ucrainean de interne Igor Klimenko. O explozie a fost raportată inițial în oraș de primarul Crivoi Rog, Oleksandr Vilkul, la ora 15:51. La scurt timp după aceea, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhii Lisak, a comunicat că o rachetă a lovit o zonă rezidențială a orașului. Zelensky a publicat la rândul său o înregistrare video realizată de echipe de salvare la fața locului, în care membrii ai acestora sunt văzuți cum caută supraviețuitori printre resturile încă fumegânde ale unei clădiri. Președintele Zelensky a îndemnat din nou pe aliații Ucrainei să-i livreze noi sisteme de apărare antiaeriană pentru a contracara atacurile ruse. Sistemele moderne de apărare antiaeriană pot asigura protecția maximă a persoanelor, orașelor și pozițiilor noastre. Avem nevoie de ele atât cât este posibil. În fiecare zi și în fiecare oră, teroarea rusă demonstrează că Ucraina, împreună cu partenerii săi, trebuie să consolideze apărarea antiaeriană.
a adăugat Zelenski. Președintele ucrainean a insistat asupra acestei cereri și marți în timpul unei deplasări la Berlin. Ucraina a fost vizată în noaptea de marți spre miercuri de un nou atac masiv cu drone și rachete ruse, care au vizat inclusiv capitala Kiev și care au fost interceptate aproape în totalitate de apărarea antiaeriană, potrivit autorităților. Doamnelor, domnilor, știrile noastre se încheie aici. Rămâneți pe Vocea Basarabiei, iar eu vă dau întâlnire și la ora 19. Toate bune!